Este al doilea accident produs în această dimineață în Prahova, în care sunt implicate trei autoturisme. Primul a fost pe centura de est a Ploieștiului. Acesta este cel de-al doilea în Valea Călugărească, pe DN1B. Și cum spuneam, în ambele sunt implicate trei autoturisme. Loganul din față este lovit față-spate și șoferul în vârstă de 53 de ani tocmai a fost preluat de o ambulanță și transportat către spital, fiind rănit mai grav în zona toracică, din câte am înțeles de la cei de la ambulanță. Traficul rutier este dirijat în acest moment. Șoferii sunt atenționați să reducă viteza. Primul accident din datele oferite de cei de la ISU și de la IPJ Prahova s-a produs pe fondul unei depășiri neregulamentare pe centura de est a Ploieștiului. Acolo două persoane au fost rănite, dintre care una foarte grav. Ambele au fost transportate la spital, cea de-a treia persoană implicată se pare că nu a pățit nimic. În acest accident tot trei autoturisme. Din câte vedeți, loganul prins între două, evident pe fondul nepăstrării distanței imers. Unul dintre șoferi se încadrase să vireze, probabil. Și a fost lovit de un altul din spate și conectat în șoferul din mașina din față. Este vorba de un Duster implicat. Acest Mercedes și Logan. Dar sunt din ce în ce mai multe accidente de când au fost ridicate restricțiile de mobilitate. Și mai toate pe neasigurare, pe nepăstrarea distanței în mers față de autovehiculul din față și evident pe neadaptarea vitezei. Șoferii sunt neatenți, mai ales pe acest sector al DN1B pe în zona Valea Călugărească, cam tot ce înseamnă DN1 pe până la intrare în ploi, se circulă cu foarte mare viteză. Chiar și în drumul până aici am văzut că în localitate unii circulau cu mult peste 100 de km la oră, ceea ce nu e greu de imaginat ce produce în final respectiv accidente rutiere. De altfel sunt și foarte multe treceri de pietoni, iar traversarea DN1B dintr-o parte în alta presupune un risc major. Cei care traversează trebuie să se uită de 100 de ori până când pun piciorul, să se asigure că nu se apropie nicio mașină, pentru că nu sunt mulți cei care frânează. Va fi ridicată această mașină în curând de o platformă și circulația va reveni la normal. Momentan a fost oprită pe sensul dinspre Ploiești spre Buzău. Restricționată este acum și pe celălalt sens, până când polițiștii își termină cercetarea la locul accidentului și vor face loc pe DN1, îndepărtând mașina variată. Celelalte două sunt aici, deja scoase în afara carosabilului. Așadar, două accidente pentru cei care au intrat mai târziu în direct alături de noi, două accidente în această dimineață în Prahova, în ambele implicate câte trei mașini, două persoane rănite în accidentul de dimineață, o persoană rănită grav a ajuns la spital, cea a doua rănită ceva mai ușor tot la spital. În acest caz, șoferul loganului în vârstă de 53 de ani a plecat și el către spital în urmă cu doar câteva momente și el rănit în zona toracică.